Nu pot să nu remarc cu satisfacție că domnul ministru Alexandru Rafila de la Sănătate, spre deosebire de ceilalți miniștri, a făcut un bilanț destul de complet al situației din acest domeniu. O situație grea. Nu pot să nu remarc cu satisfacție că domnia sa a insistat asupra faptului, care e o dramă, că s-au aruncat la gunoi 6 milioane de doze de vaccinuri pe care miniștrii anteriori, cu irresponsabilitate, le-au achiziționat de la Pfizer și de la alte firme din industria farma. În același timp, m-a necăjit faptul că doar în trecere Domnul ministru Rafila a vorbit despre faptul că n-au vaccinuri copiii și că pensionarii nu au uh, medicamente, medicamente ieftine pe care să le poată achiziționa cu ușurință. Uh, lucrurile astea trebuie făcute. Uh, deci, domnul Rafila are o sarcină mare, dacă va mai continua să rămână la acest minister și după faimoasa rotativă are o sarcină imensă. Și în plus trebuie să rezolve spitalele. Spitalele care, pentru care există, se pare fonduri, dar care trebuie să înceapă să se construiască.